Un val de ninsoare abundentă s-a abătut peste Valea Prahovei. Traficul rutier a fost dat peste cap în mai multe zone. Pe DN1 și pe DN1A, în zona montană, pe carosabil s-a format un strat de zăpadă de 10 cm. O coloană de 80 de tiruri s-a format la Azuga, unde un vehicul de mare tonaj a derapat și a blocat circulația. Șoferii au așteptat mai bine de o oră până au reușit să plece din loc. Stați blocat aici? Cam două ore. Două ore? A început să ningă abundent? Până în comarnic am venit bine. Și chiar am urcat și pânțile, dar de aici trebuie să vedeți și noi. Posada cum a fost? A fost ok. A fost ok. S-a urcat. Mergeți departe. Până la ora de. Circulația pe DN73 Valea Mare, județul Argeș, Fundata, județul Brașov și DN1 Brașov Predeal a fost restricționată pentru mașinile de tonaj.